Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Zaidu Bizaru. Stau aici la masă cu oamenii aceștia, discutăm și noi afaceri, suntem acasă la noi, mă băieți, la vila aici la București, piscina e piscină. Viața e viață, mă băieți, când avem bani, nu ducem lipsă de bani. Avem o cursă specială astăzi, băieți, din nou mergem în Republica Moldova pentru că trebuie să ducem niște oameni, evident, astăzi și avem și o mașină în care o să o vedeți că nu prea arată bine. Ales că eu plec în cursă, ne vedem după amiază când o să ajung înapoi acasă. Avem șezlong pe aici, avem tot ce ne trebuie, mă băieți. Deci nu ne lipsește nimic, practic, aici. E, Doamne ferește, cum arată casa asta. Deci am prins-o la un super preț, vă zic sincer. Arată mult prea bine, mult prea bine arată casa asta. Mergem acum să vă arăt. Nu putem să ne jucăm acum în basket, că n-avem timp. Mergem să vă arăt dubița, o vedeți acolo după gard, aia albastră, n-am mai făcut curse cu ea de multă vreme, am mai făcut cu dubița VIP însă, știți foarte bine dubița VIP. Însă astăzi, băieți, avem cu dubița albastră, revine dubița albastră, uite mă cum, ăștia stau iarăși și ăla iară face treabă, uite cum se uită ăsta la mine, ce te uiți la mine mă, tu de ce nu muncești, ia zi, bagi capul în pământ, bagi capul în pământ, treci la muncă, nenorocitule, te plătesc degeaba. Lumea este deja aici, mă băieți, pentru că de aici plecăm, de fiecare dată din București. Nu mai stăm noi să umblăm după oameni. Avem un Volkswagen din ăsta Passat, mă băieți, a făcut omul accident și vrea să o ducă în Republica Moldova să o repare. Omul este evident în mașină. Vrea să-l ducă în Republica Moldova, căci că acolo e mai ieftin de reparat. A făcut un accident pe aici destul de urât și vrea să se ducă acolo cu mașina să o repare, să o pună pe roți. Din nou, noi o ducem cu platforma, frumos, frumușanis. Nu mai este băgată în mașină, mă băieți. Pornim și noi, îi dăm drumul la treabă. Sperăm să iasă o cursă frumoasă. Avem o cursă de 300 și ceva de kilometri, 338. Buzău, Galați, Chișinău trebuie să ajungem, mă băieți. N-am mai fost la Chișinău până acum, dar niciodată nu e prea târziu, nu? Hai să-i dăm drumul la treabă, fără multă vorbărie. Vorba multă, sărăcia omului, cum s-ar zice. Hai să pornim și noi farurile, se pare că erau pornite. Bă, arată bine, arată bine Volkswagen-ul ăsta, păcat că l-a stricat, sincer. Chiar păcat că l-a stricat, că arăta foarte bine. Mi-a luat și eu un Pepsi acolo, avem și telefonul pus. Eu sper să fie totul în regulă și să nu avem probleme pe parcurs. Hai să vedem dacă vine cineva din dreapta. Dreapta liber, stânga liber, putem ieși. Autocarul momentan stă pe bară, mă băieți. Stă pe bară pentru că n-am mai găsit transporturi pentru el, n-am mai parafat niciun contract, practic. Uite, trenul, mă. Putem să ieșim de aici, oare destul de repede sau? Ia să vedem, ne lasă ăștia să trecem. Hai că ne lasă dacă e. Ce face ăsta de la Dedeman? Bagă-te, mă! Doamne, Dumnezeule, Doamne, cât e de prost. Ia uite, mă, cât e de prost, omul meu. N-ai cum cu ăștia. Deci ăștia sunt niște incompetenți care au luat permisul la Pitești și zvai mama lor săraci, ar trebui să stea la cratiță femeia asta, ar trebui să stea, nu ar trebui să fie în trafic. Doamne ferești, sunt șoferițe foarte bune, dar altele nu mai zic, mă băieți, altele nu mai zic. O luăm la stânga pe aici. Hai că mă las ăsta să mă bag în fața lui. Deci avem cursă în Republica Moldova, îi salut pe toți cei prietenii mei din Republica Moldova de pe canal. Probabil acest episod o să fie pus pe premieră. Vă salut pe toți cei de acolo din rubrica de chat, din rubrica de comentarii și toți din Republica Moldova. Îi rog frumos să lase un comentariu să văd câți susținători de peste Prut avem. Suntem înafumați, băieți. Și nu numai, haideți și ceilalți din România, mă băieți, de peste tot, de pe unde sunteți, lăsați un comentariu în rubrica de mai jos, să strângem cât mai multe comentarii la acest episod, că sincer ultimul nu prea mi-a plăcut acolo cum a fost, susținere cam puțină. Deci haideți acolo să rupem topurile la acest episod și să continuăm această serie foarte frumoasă cu Zaidu Bizaru. Suntem cu platforma, suntem cu oameni, cu tot ce trebuie. O cursă relativ ok. Cam așa ar trebui să fie cursele de 300 și ceva de kilometri, mă băieți, pentru că dacă facem kilometri mai mulți, devine destul... Aoleu! Devine destul de agasant tot traseul, pentru că este foarte lunguț, foarte lunguț, minute multe, voi vă plictisiți destul de repede, lumea acolo stă în spate bine, toată lumea e în regulă acolo în spate? Toată lumea e în regulă, din câte văd eu. Cu dubița acum parcă ne mai permite și noi o depășire din asta așa mai riscantă, zic eu.
Eu zic că ne mai permitem așa o depășire mai riscantă. Cu dubița buclucaș. Asta este prima dubiță, mă băieți, cu care am început noi transporturile, după am achiziționat și celelalte. Am văzut că și dubița aia verde v-a plăcut foarte mult, Mercedesul ăla Vito, Viano sau cum se mai numește. Mercedesul ăla frumos rău de tot. Dar la ăla nu putem să-i punem remorcă, aia e problema. Că dacă am putea să-i punem remorcă, ar fi genială treaba. Ne băgăm și noi în spatele lui ăsta de la... Ce facem ăsta, mă? De ce încalcă frâna? Am intrat în coșereni. Civitas. Ce e asta, mă? Cu ce se ocupă firma asta, Civitas? Că habar n-am, sincer. Încerc să citesc acolo pe soluții. Ce scrie, mă? Și soluții. Aoleu, aoleu, aoleu. Am mai făcut o cursă externă, mă, băieți, până în Italia. Cei care ați fost pe live, cu siguranță știți. Joi seara, dacă nu mă înșel, am făcut cursa spre Italia. Transport persoane și colete. Ați fost în număr destul de mare, de mult, cu multă lume a fost, adică în număr destul de mare, multe persoane. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine pe respectivul live. Hai să-l depășesc pe ăsta, că văd că nu... Uite-l, mă, pe ăsta cu rulota. N-am mai transportat o rulotă de mult timp, mă, băieți. De mult timp n-am mai avut un transport de rulote. Poate o să prindem un transport și de rulote în viitor, cine știe. Momentan facem bani buni cu transport persoane și mai ales mașinile astea pe platformă sunt bine plătite. Nu mai zicem de la pe autocar, dar pe autocar nu prea am văzut să vă placă vouă, aia e problema. Voi sunteți obișnuiți cu zai dubițarul, nu cu zai pe autocar. Dar o să mai avem și pe autocar, cu siguranță. Pentru că acolo sunt banii grei, cum s-ar zice. Mamă, ce gropi pe aici, bă, mai reparați drumul, mă, băieți, bă, între Buzău și Galați. Mai reparați drumul. În mod normal ar trebui să oprim undeva în Galați, mă, băieți, mi-a dat cineva o adresă unde ar trebui să ridic ceva. Acum să vedem dacă mai sună omul meu. Deci în Galați trebuie să oprim undeva. Dar, repet, să vedem dacă ne mai sună. Adică ne sună ca să ne dea un pachet pentru Republica Moldova. Așteptă telefonul dumnealui și vedem la momentul respectiv. Am intrat în Buzău. Vine și Aoleu! Mamă, 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 n-am mai virat ăsta. Ce face viteza din om? Nu circulați cu viteză, mă, băieți, că asta se întâmplă, faceți accidente. Viteza prea mare dăunează grav sănătății voastre și a celor din jur. Hai, mă, ce face ăsta, mă, cu tirul, mă? Ne băgăm noi? Am băgat noi, că până se mișcă ea cu tirul, suntem prin Buzău acum. Mai sunt undeva în Galați ar trebui să oprim. Înainte să trecem vama în Galați, acolo ar trebui să ne dea cineva un pachetel. Am deja adresa, o să mergem oricum prin zona respectivă noi. Pe acolo este drumul nostru. Ia uite-l, mă, pe altul cu dubița, ce are ăsta, Volkswagen, ce are? Interesant, destul de interesant Volkswagen-ul pe care îl are domnul. Bă, dar merge dubița asta, Doamne, Dumnezeule, parcă merge mai bine ca dubița VIP. Deci, sincer, vă zic, parcă asta trage mai bine ca dubița VIP. O, care vă place, mă, băieți, asta sau dubița VIP? Ia spuneți în rubrica de comentarii acolo să văd. Așa merg toți dubițarii, ca să știți și voi. Nu o să vedeți un dubițar care să meargă încet. Deci nu o să vedeți dubițar care să meargă încet, mă, băieți. Numai așa intră în depășiri dubițarii. Dacă nu aveți carnet, când o să aveți carnet, o să vedeți. Toți dubițarii conduc așa cum conduc eu acum. O să mă întrebați, bă, Zai, dar ce conduci așa tare? Ce faci depășirile alea? Suntem contra cronometru noi aici, mă, băieți, trebuie să ajungem repede la destinație. Au, ce mașină are ăsta? Ce mașină are ăsta? Fiți atenți aici. Am ieșit din unde, mă? Ianca? Parcă de Ianca întrebasem eu atunci când mi-a răspuns Florin, dacă nu mă înșel. Puteam să depășesc, sincer, sau la limită. Utilaje de construcții, vânzări, service și închiriere, parcă scrie acolo, D&D. Ia uzi, mă. Deci urmează Galați, mă, băieți. N-am cum să depășesc. Se întâmplă ceva aici în față, ceva lucrări sau accident, nu înțeleg ce e aici. Las lucrări înainte de Galați. O să oprim să luăm și pachetul respectiv că mi-a dat domnul SMS.
respectiva persoană. Putem depăși? Nu putem depăși. Nu putem depăși că am văzut tirul ăla așa în față și mi-era frică, uite și o mașinuță mică. Imediat ajungem în Galați, doamnelor și domnișoarelor care sunteți în acest autovehicul. Nu văd nimic, mă, că e curbă. Bine că n-am intrat în depășire, că veneau mașini. Intrăm imediat în Galațescu, mă, băieți. Și undeva la ieșire din Galați mi se pare că trebuie să oprim noi pentru respectivul pachet, pachetel, nu știu câte kilograme are. O să-l punem pe aici, prin spate, că n-avem remorca după noi. Sper să nu fie destul de mare, avem doar platforma, n-am cum să pun în platformă, vă dați seama. Și oficial am intrat și în Galați. Mamă, deja e aglomerație, mă. Deci cum am intrat în Galați, deja s-a format aglomerație. Ferească, mă, sfântul. Au, ce coadă e pe partea cealaltă. Uai, de viața mea, ce e dincolo. Cine e din Galați, mă, băieți? Așa aglomerație e non-stop în Galațiul ăsta? Bă, da, mergi, mă, și tu mai cu talent, mă. Ținești și voi mai aproape. Uită-l pe ăsta de Vrancea. Eat now. Ia auzi, mă, ce e ăsta? Kebab? Ce vinde ăsta? Shawarma? Gălățescu. Deci nu pe aici, mai sunt undeva la ieșire, nu pe aici. Să vedem dacă nimerim. Eu sper să nimeresc, sincer. Rămâneți în stânga, apoi luați-o la stânga. Deci îmi zice să rămân în stânga. Ok, rămân în stânga dacă vrei tu. Văd că toată lumea se duce în față. E bine că am scăpat de toți ăștia. Ne băgăm pe aici. Ok, undeva după ce facem dreapta, mi se pare că e. Deci undeva după ce facem dreapta, acolo în față, ar trebui să fie destinația noastră. Vom vedea, vom vedea. Băieți, în viitor vreau să achiziționez următorul sediu în Timișoara. Cam așa s-a hotărât în urma Consiliului, nu profesoral, directorial, sau cum se mai zice, mă, băieți. În urma întrunirii pe care am avut-o, s-a decis ca următorul sediu, evident, avem deja Iași, București, de unde am plecat astăzi, dar următorul să fie în Timișoara, ca să avem acces la partea de vest a Europei, să mergem spre Ungaria, Austria și așa mai departe, mult mai ușor. De ce nu Serbia? Trebuie să intrăm aici în stânga, mă, băieți, aici sus trebuie să ajungem, mai scăpe lângă servisul ăsta de la Iveco sau ce-o fi aici. Eu sper că acolo, adică sper că aici. Ia să vedem, tramvai în Galați, mă? GPS-ul meu pe aici m-a adus, dar de aici... Hai să vedem pe unde e. Aici pe undeva ar trebui să fie. O să opresc aici în stânga, mă, băieți, și o să-l aștept pe domnul. Noi o să ne vedem după ce iau pachetul de la el, sincer. O să opresc pe undeva pe aici, mă, bag. Văd o parcare. Nu știu, nu vreau să mă rătăcesc pe aici, deci o să opresc cel mai bine aici. Și vedem după. Văd că mai sunt mașini aici, ca să-i dau un punct de reper, știți? Uite că putem să ieșim și pe la vale. Bun, revenim după ce mă întâlnesc cu domnul ăsta. Bun, mă, băieți, am băgat și eu pachetul aici în spate. Ia să vedem mașina dacă e cum trebuie. Pare în regulă, pare în regulă. Prin interior i-a sărit aerul, airbag-ul de la impact atunci. Am prins-o eu pe aici, n-ar trebui să avem probleme. Hai să intrăm înapoi în Dubiță. A zis ca să întorc, să nu mă duc prin față, căci că nu e ieșire prin față. Ia auzi la el. Hai să întoarcem aici. Să ne vedem în continuare de drum. Mai avem 185 de kilometri până în Chișinău. Următoarea destinație este Vama Așa, dar doamnelor, domnișoarelor, domnilor, scoateți-vă pașapoartele, buletinele, ce documentație aveți dumneavoastră, că urmează să trecem Vama în minutele care urmează după ce ieșim din Galați. A, dar nu aici trebuie să fac stânga, în față. Ok, ne băgăm aici în față. Ok, trebuie să facem stânga, ne băgăm repede, repede, că vine și tramvaiul. Bă, dar e tramvai în Galați? Uite, mă, tramvaiul. A, stai că trebuie să fac dreapta, oleu. Fac dreapta de-a, cu ce să fac? Mă, la limit am oprit de asta. Hai, mă, nu se mai face verde. Succes!
Ce firmă e asta, mă? Cu ce se ocupă firma asta? Succes? Ia spuneți în rubrica de comentarii. Că am văzut că m-ați mai lămurit cu niște firme tot așa de prin România. Mi-ați spus cu ce se ocupă. Lămuriți-mă și cu asta, cu succesul ăsta, că am mai văzut tiruri de la succes și nu știu cu ce se ocupă. Văd că nici pe remorcă că nu prea scrie cu ce se ocupă. Nu știu în cât timp ajungem la vamă. Pe drumul ăsta, sincer, eu nu am mai fost. O să fie în premieră și pentru mine. Sper să nu ne rătăcim sau ceva de genul acesta. Hai să depășim și pe domnul. Am ieșit din Galați oficial și deja avem vama în față. Vă rog să vă pregătiți, puneți-vă centurile, să vă vadă acolo domnii polițiști de frontieră cu centurile puse. Aici avem vama de la români și în față probabil este, da, în față e vama de la moldoveni. Ne băgăm și noi aici la control, foarte liberă vama. Avem și aici pe domnul polițist care vrea să ne controleze astăzi. Bună dimineața! Sperăm să nu avem probleme, domn polițist. Ce faceți, toate bune? E ok remorca acolo, unde te uiți? La remorcă, unde te uiți? E totul în regulă, ia zic, ca să știu dacă plec. Totul în regulă, bun, hai să plecăm, mă băieți. Aici, în mod normal, nu prea ai probleme la români. Hai să vedem acum la moldoveni dacă ne găsești ceva în regulă. În mod normal n-ar trebui, că suntem în regulă și cu actele și cu absolut tot și cu mașina. Este într-o stare foarte, foarte bună mașina noastră. Toate mașinile, de fapt, sunt într-o stare foarte bună. Mă mir că vama asta e foarte mare, adică, sincer, m-am dus pe acolo prin Balcani, mă băieți. Prin Bosnia, Muntenegru, chiar Serbia, Albania. Bă, sunt niște vame atât de mititele, de înghesuite, de... Bă, îmi plac și alea, nu pot să zic că nu, dar bă, aici văd la moldoveni niște vame din astea foarte... Chiar șmechere, welcome to Moldova, adică dezvoltate, pot să zic așa, vămile moldovene din Republica Moldova, mă băieți, pentru că am fost și pe la Albița, dacă nu mă înșel, am fost și pe partea asta pe aici acum, toate sunt destul de dezvoltate, ceea ce este frumos, din punctul meu de vedere. Motorina avem, nu trebuie să oprim, deci îi dăm bice, mai avem 170 de kilometri, nu o să facem niciun popas, mă băieți, în acest trip pe care îl facem noi astăzi. Pentru că o să ajungem relativ repede, mai ales că am oprit și mai devreme cu acel pachet. Ce facem ăsta, mă? Ce facem ăsta, mă? Ce facem ăsta, mă? Băga mi-aș picioarele în gura lui de prost. Doamne, Dumnezeule, Doamne, că mulți proști sunt în lumea asta. Nu știu cum îi mai suportă pământul. Da. Da, mă băieți, am intrat oficial în Republica Moldova, străzile sunt foarte asemănătoare cu cele din Românica, nici ei nu au autostrăzi și ei au gropi ca și noi și la ei se lucrează. Opa, ce e aici, mă? Bă, băieți, dar ce e aici? Vedeți că la ei se lucrează mai ceva ca la noi, uite, cu țevi scoase pe aici. Bă, unde te bași, bă, neaurele? Vă ce că intri pe contrasens cu tupeu? Ce lucrează, mă, moldovenii pe aici? Construcții, ia uite! Interesantă treabă, interesantă! Stai că mă uitam la ceva pe aici să vedem ce se întâmplă, că fac accident ăștia din câte se pare. Gata, s-a blocat tot, hopa! S-a blocat tot, mă, băieți! Bă, dar ce au făcut ăștia aici, mă, băieți, mă? Am făcut și eu, cred că o secundică, două pauză și... S-a făcut o aglomerație acolo pentru că mi s-a părut din prima mie ciudat că au venit toți pe contrasens, așa se băgau. S-a blocat toată circulația acolo dacă nu e cu semafor. Vedeți la ce folosește un semafor? Un semafor bine pus face multe. Avem 140 de kilometri, sincer mai avem de împins. Avem ceva kilometri de făcut prin Republica Moldova. Cam am făcut, cred că, jumătate cu jumătate. Jumătate kilometri pe România, jumătate pe Republica Moldova. Dar văd că e foarte liber pe aici, ceea ce este extraordinar din punctul meu de vedere. Că putem să-i dăm bice. Cu tot că e la o singură bandă, se poate merge frumos. Chiar se poate merge frumos. Destinația noastră finală, după cum știți, este Chișinău. Acolo trebuie să lăsăm și oamenii și mașina de pe platformă.
Nu ne oprim în mai multe orașe din Chișinău pentru că nu facem să lăsăm la adresă oamenii. De acolo o să vină cu mașinile, probabil rudele, și o să-i ridice pe fiecare în parte. Omul cu mașina, oricum el stă în Chișinău, cu mașina asta care o avem pe platforma asta care e stricată, acel Passat. Deci, în mod normal, toate lucrurile sunt în regulă. S-a băgat unul în depășire sau în fața mea? În fața mea cred că a intrat în depășire, că dacă intră ăștia în depășire trebuie să avem grijă. Că sunt la fel de periculoși ca și noi când intrăm în depășire, nu prea țin cont de nimic. Furie parcă ceva la mașina asta totuși, voi auziți? Ceva pe la motor. Sper să nu, să nu fie o problemă atât de gravă, o să o ducem puțin la Verico acolo la service la noi în București. Avem oricum și la ea și aproape serviciul, nu e o problemă de asta. O să trebuiască să-i schimbăm plăcuțele de frână, că nu schimbate de foarte mult timp și s-au făcut ceva kilometri cu ea, cu această dubiță. O să vedem și la dubița VIP ce îmbunătățiri facem. Și e pe aici, mă, ce oraș e ăsta? Ceva, un orășel pe aici, dar nu-mi dau seama ce e, că nici nu scrie. Nu cunosc Republica Moldova, deci dacă știți ce oraș e pe aici, să-mi spuneți, că eu habar nu am. La 90 de kilometri de Chișinău. Te arată semn de oraș acolo, dar nu-mi zice ce oraș e. E un oraș, dar nu știm ce oraș. Deci dacă aveți idee, spuneți în rubrica de chat, de comentarii, unde vreți voi, lăsați acolo mesaje multe, mă băieți. Hai să depășim și noi. Am stat destul în spatele ăstuia. Ne băgăm în spatele ăstuia cu pompierii. Pomperia. O, dar vezi că merge asta cu pomperia lui. Chișinău, 69 de kilometri mai avem până la Chișinău, până la intrare în Chișinău. Noi mai avem 70 și ceva pentru că... Oh, bagă-te înapoi, bagă-te înapoi în bandă. Pentru că nu livrăm fix la intrare în Chișinău noi. Mai avem de mers puțin prin Chișinău. De ce pune ăsta frână atât de mult, eu nu înțeleg. Mamă, dar ce aglomerații în față, mă, băieți, mă. Urmează și un sens giratoriu. Hai să ne băgăm și noi în spatele ăstuia aici. Nu înțeleg de ce oprește mașina. Nu înțeleg de ce oprește mașina, dar mă rog. Avem și o basculantă în față. Sau transportă cereale, ce transportă aia. Pe aici se cam aglomerează pentru că au apărut tirurile. Frații noștri de pe tir, mă, băieți. Mai vreți să ne urcăm și noi pe tir? În viitor, ia ziceți, vreți să ne mai urcăm și pe tir? Chiar sunt curios. Să-mi spuneți dacă vreți să mai luăm așa niște curse pe tir. Dacă vreți să vorbesc cu Zai Tiristul, să continue și seria de real life acolo. Eu zic că ar fi interesant, acum să vedem. Am văzut că mai sunt unii din voi care mă întrebați de respectiva serie. O serie într-adevăr foarte frumoasă. Asta e o serie la început, încă nu cred că avem nici 10 episoade. Dar a avut un impact foarte, foarte puternic și mă bucură chestia asta. V-am zis, ultimul episod nu prea a prins cum mi-aș fi dorit eu și cum m-au cam obișnuit seria asta. Deci vreau să văd dacă vă place în continuare. Arătați-mi susținerea voastră acolo în rubrica de comentarii și de like-uri, multe, multe like-uri la acest videoclip, mă, băieți, și multe comentarii. 40 de kilometri până la destinația noastră, vreo 30 probabil până la intrarea în Chișinău. Deja se aglomerează șoseaua cu cât ne apropiem de Chișinău. Mamă, dar ce vine din față! Bă, dar ce vine din față! N-am nicio portiță să intru în depășire. Tocmai acum, ia să vedem dacă îl putem depăși pe ăsta. Cu tirul lui. Salutare, salutare! Mamă, ce drum drept pe aici! Bă, dar drumuri bune, mă, prin Republica Moldova, sincer, mă așteptam la drumuri mai rele. Cu gropi, n-am văzut gunoaie, n-am văzut nimic. Foarte interesant. Bine că n-a plouat. Că se norase mai devreme și chiar mă gândeam, nu știu dacă v-am mai zis, că vine ploaia, dar văd că n-a mai venit. Bine că nu ne-a prins ploaia din nou, că în ultimile curse, sincer, chiar am prins destul de multă ploaie. E urât așa să conduci pe ploaie, obositor.
mai ales cu platforma asta după noi acum s-ar fi condus foarte greu și mașina, pentru că ar fi intrat în derapaj foarte ușor, aș fi trebuit să avem grijă. Ce se întâmplă, mă, pe aici? Se lucrează? Ce se întâmplă? Nu se lucrează, se delimitează drumul de pădure, nu înțeleg. Aoleu, la dreapta, păi stai să mă bag aici. Intram în depășire, credeam că trebuie să continui înainte. Nu mergem spre Bălți, mergem spre Chișinău, mă, băieți. Cred că e semafor aici. Deci dacă au pus semafor aici, sunt nebun la cap, oamenii mei. E semafor, mă. Doamne Dumnezeule, au pus semafor aici, mă, băieți. Mă, și eu am roșu la dreapta, fiți atenți aici. Doamne ferește. O să am roșu, mă, la dreapta, mă. Dar de ce nu e verde peste tot? Uite, și am blocat pe aia de acolo. Când se face roșu aici, cred că se face verde în partea asta, la altă, a? Platforma e cu numere de Iași, mă, băieți, pentru că e platforma adusă de la Iași, din câte știți. Noi am mai făcut un transport cu platformă spre Republica Moldova, nu în Chișinău. În altă parte, am uitat unde am fost noi data trecută. Ce la stânga, mă, ești nebună, GPS-ule? Femeia de la GPS e nebună, mă, băieți, și că la stânga și trebuia să fac dreapta. Dacă mă luam după GPS, unde ajungeam? În Bălți? Piscine, ia uzi, mergem la piscină, mă, băieți? Ce scrie acolo? A, nu scrie în română niciun caz, în francez, în ce scrie acolo? Un hotel aici. Poate ne oprim la hotel, mă, băieți, dar m-aș întoarce înapoi la București, sincer. M-aș întoarce la București, n-aș rămâne pe aici, pe Republica Moldova, la hotel, că n-are rost. Până pe la 9, cred că sunt înapoi în București. Câte ceasule? 4:30. Eu zic că pe la 9 dau mașina asta jos de pe platformă, las oamenii și am plecat. N-ar trebui să fie chiar așa mare treabă. Și o să mergem și mai tare atunci la drumul de întoarcere. Și pe aici, mă, se lucrează, fiți atenți ce lucrări prin Chișinău. Uite, o pasarelă, fiți atenți, mă, că e șmecher în... E șmecher în Chișinău, uite aici, cu bariere, peste bariere, salut, salut! Salutare, salutare! Mă, băieți, hai să parcăm și noi undeva pe aici, să vedem un loc de parcare mai prin spate. Da, am ajuns la destinație, dar trebuie să văd un loc de parcare, sincer. Uite, o să opresc pe undeva pe aici, mă, băieți. Ok. Și noi, băieți, o să ne oprim și noi cu episodul. Ne vedem data viitoare. Nu uitați acolo să susțineți seria cu un like și cu tot ce trebuie, cu un comentariu. Bă, cred că trebuie să las mașina aici și să mă duc în partea cealaltă, mă, băieți, eu pentru oamenii, a? Vă las aici, doamnelor, domnilor, vă las aici sau vreți să vă duc tocmai în partea cealaltă? Ce ziceți? Vă las aici? Hai că îi lăsăm aici, mă, băieți. Ne vedem data viitoare, băieți. Pa, pa!